Salutare și bine ați venit la o nouă rețetă! Astăzi voi face ciulama din piept de pui și gălbiori. Rămâneți cu mine pentru a vedea cum se prepară această rețetă și dacă o să vă placă, nu uitați să-mi dați un like, un share să vadă și prietenii voștri și să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a nu pierde niciuna dintre rețetele viitoare. Pentru această rețetă am folosit 300 de grame de piept de pui, 500 de grame de ciuperci, din care 200 de grame de ciuperci brune și 300 de grame de gălbiori, 6 căței de usturoi, 2 lingurițe de concentrat pentru supă de pui, 150 de ml de smântână pentru gătit cu 15% grăsime, o linguriță de făină și 30 de grame de pătrunjel. Dacă nu aveți smântână pentru gătit, puteți să folosiți orice alt tip de smântână normală, dar dacă nu se îngroașă, o să mai trebuiască să adăugați făină la sfârșit pentru a îngroșa sosul. Punem pe foc o oală cu apă, adăugăm puțină sare, pieptul de pui, și lăsăm să fiarbă pentru aproximativ 10 minute. După ce pieptul de pui a fiert, am să-l scot cu o spumieră și am să-l las deoparte până când voi avea nevoie de el mai târziu. Apoi, în aceeași apă în care a fiert puiul, punem ciupercile și le lăsăm și pe acestea pentru să fiarbă pentru aproximativ 2 minute. Ciupercile au fiert, așa că le voi scoate și pe acestea cu o spumieră, la fel separat de pui. Am să pun pe foc o tigaie. Adăugăm în ea 3-4 linguri de ulei de măsline. Când uleiul s-a încins, treceți căței de usturoi printr-o presă. Și căliți-l pentru aproximativ un minut sau două, până când acesta se va îngălbeni, amestecând din când în când pentru a aromatiza uleiul de măslin. Când acesta s-a călit, am să adaug ciupercile. Amestecăm bine pentru ca gusturile să se amestece. Punem capacul și lăsăm pentru aproximativ 2 minute să fiarbă sub capac. După cele 2 minute, am să adaug și puiul și îl mai lăsăm sub capac pentru aproximativ încă un minut. Apoi adăugăm din apa în care a fiert puiul și ciupercile până când vom acoperi tot ce avem în tigaie. Și mai lăsăm să fiarbă pentru aproximativ 10 minute. Adăugăm și concentratul pentru supă de pui. Sare, piper. Punem capacul și lăsăm să fiarbă pentru 10 minute. Au trecut cele 10 minute. Pieptul de pui este fiert bine, ciupercile la fel. Am să mai pun puțină apă. Amestec totul. Apoi am să iau din supa în care o fier și am să pun peste smântâna pe care am amestecat-o cu lingura de făină pentru a aduce smântâna la temperatura în care au fiert ciupercile și pieptul de pui. Apoi punem smântâna în tigaie și amestecăm puțin câte puțin până când vom pune toată smântâna.
Amestecați totul și lăsați să fiarbă până se îngroașă. Când acesta s-a îngroșat, adăugăm potrivim de piper, de sare, amestecăm bine totul. Cam așa trebuie să arate. Adăugați pătrunjel din belșug și serviți alături de o mămăliguță caldă. Această mâncare este deosebită și delicioasă, mai ales cu gălbiori care îi dau un gust aparte. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la sfârșitul acestei rețete, vă urez poftă bună și până data viitoare, la revedere și numai bine!